Invit în continuare pe domnul Dragoș Burghelia, președintele Asociației Daci Liber și al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Hamdita și Mureș, un luptător pentru drepturile românilor din cele trei județe și pentru întoarcerea la dacism. Preacucernici părinți, stimate autorități centrale și locale, dragi voineșteni, iubiți români, este o deosebită onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la un moment, am putea spune, istoric, întrucât astfel de monumente și de simboluri sunt prea puține încă în România de azi. Cu toate acestea, ați avut curajul și demnitatea să înălțați în voineștii Covasnei simboluri ale românismului de netăgăduit. Vorbim despre, iată, bustul regelui Decebal, a reginei Maria și a regelui Ferdinand și, nu în ultimul rând, a marelui nostru luceafăr Mihai Eminescu. Îndrăznesc pe această cale și salut prezența autorităților în această locație. Poate va rândui bunul Dumnezeu să avem aceeași bucurie să-l vedem pe Mihai Eminescu și la Sfântul Gheorghe, așa să ne ajute Dumnezeu în viitor. Dar trebuie să subliniez frumusețea parcului și a zonei, să subliniez felul în care ați conturat acest spațiu cu o simbolistică încărcată și totodată să felicit autoritățile locale care au dat dovadă de înțelegere, de dialog social, de pace și de bună înțelegere, așa cum ar trebui să fie în toate cele trei județe din inima României. Importanța faptului că aici, în orașul Covasna, sunt prezente aceste simboluri, pe de-o parte ne onorează ca români și ne dă speranță la un viitor mai bun și, pe de altă parte, demonstrează că viitorul poate fi doar împreună. Da, așa cum ați spus, în calitate de președinte al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Hamdita și Mureș, am deosebită responsabilitate de a lupta pentru drepturile noastre, de a le apăra prin instanțe și prin lege, dar nu în ultimul rând de a promova ceea ce este frumos și drag neamului nostru. Totodată, pentru că ați menționat, într-adevăr, la 18 ani am înființat prima asociație, Asociația Daci Liberi. Nu din idei protocroniste sau din alte astfel de exagerări, ci pentru simbolul pe care dacii îl reprezintă în istoria noastră. Un simbol al libertății, al demnității și al luptei duse până la capăt, al curajului neînfrânt. Continuitatea noastră este de netăgăduit, fraților. Pământul geme să-l descoperim. Vestigiile și comorile dacice sunt la tot pasul. Și aici, în Covasna, în inima României, poate mai mult decât în alte locuri. Am avut deosebită plăcere de a vedea busturile și statuile de daci în Florența, în Roma, și am văzut niște reprezentări de oameni demni, de luptători dârzi, de un popor vașnic. Nu un popor înfrânt sau umilit, ci un popor respectat. De aceea și noi avem datoria astăzi să ducem mai departe simbolul pe care ei îl reprezintă, să-l onorăm și să le ridicăm monumente precum cel de față. Iată, au coborât dacii liberi din columnă și vedem aici, peste tot, români frumoși în port național de ziua drapelului nostru sfânt. Nu prin teorie exagerate trebuie noi să ne câștigăm locul în lume, ci prin cunoașterea istoriei adevărate. Este suficient. Așadar, în încheiere, am să vă las cu cuvintele marelui nostru Eminescu pe care l-am și pomenit. Respectiv, este un popor brav acela care a impus tribut superbei împărătese de marmură a lumii, Roma. Este un popor nobil, acela a cărui cădere te umple de lacrimi, iar nu de dispreț. Și a fi descendentul unui popor plin de eroi, plin de noblețe, de amor de patrie și de libertate, a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost și nu va fi rușine niciodată. Dumnezeu să ne ajute!